Am stat un pic cu sufletul la gură în legătură cu referendumul de la Chișinău, dar uite că până la urmă a trecut atât de mult și au dorit mai mulți moldoveni decât cei care nu și-au dorit să ajungă în Uniunea Europeană, încât a trecut acest referendum, în primul rând cu ajutorul celor din diaspora. Parcă am mai văzut filmul ăsta undeva pe aici. Însă, de pe urma acelui referendum și alegerilor de la Chișinău, eu am apucat să mai stau de vorbă încă o dată cu un om foarte bine informat de la Chișinău de acolo, cu Vadim Pistrinciuc, care, la final, când l-am rugat să spună două vorbe pentru românii de aici, mi-a spus asta. Un lucru important este să fie și ei vigilenți, fiindcă noi ne teamă ca aceste tunuri informaționale și de propagandă să nu fie orientate inclusiv și către România încetişor, pentru că vă au și pe voi în vedere. Și n-a durat mult, doar câteva zile mai târziu, se pare că au fost foarte ocupați cu referendumul și cu alegerile din Republica Moldova, acum boții au reînceput să se ocupe și de România. Și ca să începem să înțelegem un pic mai bine cam cum funcționează chestia asta, am făcut acest clip astfel încât să fie mai clar pentru oricine are dubii că totuși suntem o țintă. Deși politicienii de pe la noi încă o dată sunt prea puțin preocupați, nu prea vorbesc deschis despre chestia asta, cui pasă poate să descopere destul de repede semnele manipulărilor rusești de la Est și aici. Și hai să spun în mare cam care sunt ideile principale, dar mai bine o facem cu exemple. Uite cam ce postează un cont care este activ 24 din 7. Acum, sincer, eu nu sunt convins că este o persoană în spate, o persoană reală. S-ar putea să fie mai multe persoane. S-ar putea să fie pur și simplu o persoană foarte convinsă, dar care nu are o identitate devoalată. Adică nu spune cine este cu nume și prenume. Se ascunde și din spatele anonimității propagă mesaje de genul. Și hai să începem cu ăsta. Dacă ai votat Maia Sandu astăzi, îți recomand să te uiți în oglindă și să-ți spui sincer, bravo pidarasule, ai votat de te-ai c-at. Ăsta este genul ăla de mesaj la care unul ca mine sau poate ca tine o să zică, dude, pe bune, chiar așa, dar o să fii surprins, exact cum zicea încă o dată și Vadim Pistrinciuc și cum știm și noi, dacă a văzut cineva vreodată Vax Populi, spre exemplu, există oameni care mușcă la genul ăsta de mesaj. Nu știu dacă știți ce înseamnă cuvântul ăla cu P, dar noi avem echivalentul în limba română pederast. Așa e în Dex. Vă las pe voi să căutați să vedeți ce înseamnă. Practic, începe cu o jignire puternică, astfel încât să polarizeze. Și dintr-o dată o să descoperi pe majoritatea mesajelor pe care o să ți le arăt aici că trebuie să alegi foarte repede dacă ești cu el sau ești împotriva lui, împotriva mesajelor pe care le vezi. Odată ce înclini și ți se pare că e ceva acolo, pentru că mesajul este percutant, nu ai de ales, nu există cale de mijloc, este albă sau neagră. Cu exemplu, da? Hai să mergem la al doilea clip. Omul s-a dus și a făcut o fotografie în cabina de vot. Cred că e ilegal și Republica Moldova să-ți fotografiezi buletinul, dar trebuia postat în ziua aia și zice așa: trăiască Moldova și toți moldovenii, o singură națiune moldovenii. Și mai zice la final, am votat cu Doamne ajută. Acum, moldovenii sunt cu M mare și Doamne este cu D mic. Și o să mai vedeți că mai sunt o grămadă de chestii de greșeli de punctuație. Cred că asta ar trebui să facă cumva textele mai autentice sau ăsta n-a avut acces la abonamentul de CGPT de acolo, de la centrul de manipulare. Însă, dacă devenim un pic analitici, din nou, din ce am mai învățat despre manipulare și meseria asta, când văd asta cu trăiască Moldova și toți moldovenii și ambele cu litere mari și moldovenii de trei ori, este clar că omul încearcă să acceseze filonul naționalist. Suveraniștii, știți voi toată povestea asta. Și odată ce te duci pe chestia asta, e foarte ușor să-i prinzi pe oameni, pe naționalism, pentru că toți ținem cu țara, că altfel plecam de aici, nu? Dacă ai o minimă emoție de ziua națională sau când auzim, nu? Un mesaj de genul ăsta vrea să intre pe acolo. Și după care te uiți pe buletinul de vot și vezi că este Stoianoglo Alexander, care este principalul contracandidat al Maiei Sandu și despre care, dacă te-a pus să dai un Google, nu trebuie să spun eu nimic, o să descoperi suficient de lucruri interesante, legăturile lui cu FSB sunt cunoscute. Însă, mesajul este unul dintre cele mai curate și așa începe. Dar mai mergem pe exemple, că mai avem aici, nu știu câtă treabă aveți voi, dar dacă vă place genul ăsta de clip, să știți că mai facem. Hai să mergem la clipul numărul 3. Pentru că știm cu toții că dincoace de Prut, dar și dincolo, de pe partea stângă a Prutului, știți că se ia după direcția de curgere. Stânga Prutului este în Basarabia, Republica Moldova, și dreapta la noi. Curentul unionist nu este prevalent. Ce înseamnă asta? Nu toți moldovenii vor unire. Pentru că nu toți trăiesc, spre exemplu, în marile orașe sau nu au călătorit către vest. În realitate, indiferent de motiv, nu toată lumea își dorește chestia asta. Și atunci, unioniștii sunt percepuți ca fiind un fel de
spalați pe creier de Occident. Și asta încearcă să promoveze și acest mesaj. Avem un autobuz pe care scrie Spitalul de Psihiatrie și scrie Unioniștii și cei ce vor unire, după 20 octombrie spitalul vă așteaptă, sunt locuri libere, să o luați și pe domnișoara Sandu. Adică, încă o dată, un mesaj polarizant. Dacă vrei unire, ești nebun. Și atunci trebuie să te duci cu tot cu președinta țării la spitalul de nebuni. Nu există o conversație aici, este pur și simplu o alegere. Ești sănătos la minte sau ești nebun. Dacă votezi pentru unire, trebuie să fii nebun. Nu contează neapărat de ce. Tu ești moldovean și atunci trebuie să lupți cu toți inamicii poporului, iar unioniștii sunt inamicii în acest scenariu. Ok? Odată ce ți-a intrat o minimă îndoială, genul ăsta de mesaj foarte percutant o să prindă teren fertil și o minte odihnită va fi ușor de... Și atunci hai să mergem mai departe, tot pe exemple. Mă duc la clipul numărul 4, unde avem iarăși ceva care ar trebui să te facă să râzi. Și o chestie pe care am învățat-o în meseria mea, da, e foarte haioasă persoana asta care dansează aici, apropo, melodiile nu prea le-am pus, dar de cele mai multe ori sunt de inspirație rusă, cultura rusă e forță pe TikTok. Însă Maia Sandu în discotecă undeva prin București și râde, după care de desubt mai dă o emoție puternică, acele emoji cu vărsat. Și chestia asta, din nou, ar trebui să te facă să râzi de persoana respectivă, să zici că ai președintele Republicii Moldova, după care să-ți inspire exact ce ți-ai zis aici, cu 7 emoji de vărsat, adică trebuie să-ți creeze o reacție de repulsie. Emoții puternice. Țineți minte chestia asta. Genul ăsta de mesaje pentru low IQ sunt cu high emotion. Asta este una dintre cele mai importante chei pe care vreau să ți le las astăzi. Hai să mergem la clipul numărul 5. Ei bine, intrăm un pic pe zona de război. Și dintr-o dată moldovenii sunt foarte interesați de ce se întâmplă evident cu granița lor, cu vecinilor. Și avem un mesaj important scris de data asta, un pic mai corect în limba română. Ce pățești dacă nu vrei să mori pentru SUA și măscăriciul ucrainean? Mare atenție pe propagandă sau pe comunicarea de pe social media. De cele mai multe ori Zelenski este individualizat, este prezentat ca un lider scăpat de sub control, un măscărici, un manipulat, nu ca un om votat de popor și nu ca un reprezentant al ucrainenilor. Se încearcă crearea acestei falii între lider și cei de dedesubt. Ați văzut aia și cu Maia Sandu. Și apoi scrie de dedesubt moldovenii, treziți-vă, jos ciuma galbenă. Galbenul este asociat și cu partidul Maia Sandu, sau cel puțin partidul care a susținut-o până la alegeri, că fiind președinte acum trebuie să fie apolitică. Deci sunt nuanțe. Și mai avem aici, uite, senatorul Lindsey Graham, de ce SUA sprijină Ucraina? Ucrainenii sunt poziționați pe minerale de trilioane de dolari care ar putea fi bune pentru economia noastră, de aceea vreau să continui să ajut prietenii noștri din Ucraina. Nu e vorba despre minerale de trilioane. Apropo de chestia asta, Statele Unite tocmai au găsit cel mai mare zăcământ de litiu. Nu mai au nevoie nici de China prea mult. Adică, dar nu pot să neg că cu siguranță, ca, așa cum se întâmplă și în România, există interese străine și în Ucraina din punct de vedere economic. De la chestia asta, de la sprijinul republicanilor pentru președintele Ucrainei, până la interesele alea economice, s-ar putea să fie anumite legături. Dar până la ciuma galbenă și că oamenii de rând nu ar trebui să moară pentru liderul ăla care a refuzat totuși să fugă din țară când a început războiul. Adică sunt foarte multe chestii care evident nu se leagă. Dar încă o dată, pentru o minte odihnită care caută o justificare dincolo de realitate, dincolo de ceea ce aude în presa obișnuită, s-ar putea ca aceste teorii să înceapă să prindă un pic de teren. În imaginile pe care vi le arăt aici, spre exemplu, se vede cum un personaj, un tip în civil este bătut de niște militari care probabil îl pedepsesc că fuge de înrolare. S-ar putea să fie și aici un sâmbură de adevăr. Întotdeauna propaganda se agață de un sâmbură de adevăr. La momentul registrării mele, tocmai ce a ieșit publică de vreo 24 de ore, informație cum că, dacă nu greșesc, procurorul general din Ucraina și-a dat demisia după ce a ieșit la iveală, că mii de ucraineni au fugit de înrolare plătind șpagă pentru a obține certificate de handicap sau au fugit din țară. Adică la o persoană care se ocupa cu așa ceva în Ucraina s-au găsit acasă 6 milioane de dolari. Este scandalos. Asta arată încă o dată că în Ucraina există corupție. Dar chestia asta nu este incompatibilă cu faptul că Ucraina încearcă să-și curețe teritoriul de o țară care a invadat-o. Sunt lucruri care pot exista în paralel în lumea în care trăim. Nu trebuie să fie neapărat în contradictoriu. Dar pentru asta se trebuie un pic de gândire critică. Încă o dată, lecția moldovenească, eu cred că este foarte valoroasă pentru noi.
Și dacă vreți, facem o ediție specială doar cu manipulări din România, pentru că avem Marfo și aici. Ok, hai să mai vedem un clip. Uitați-vă atent cum cu forța îi duc la război un clown. Zelinski, asta e democrație, asta e Europa. Comentați acestea care îl lăudați pe Zelinski, fascist, natist, evreu, concini? Habar n-am. Ok, se vede clar că acest clip este luat de pe un alt cont. Și sunt tot felul de conturi care preiau de la unul la altul, are chiar și watermark peste și este și un colaj. Și în clipul pe care vi-l arăt se vorbește din nou despre mobilizare. Practic ce încearcă să facă postarea asta, promovată, sunt convins, pe foarte multe conturi. N-avem noi timp și răbdare și resurse să căutăm pe câte conturi a ajuns fix același clip, dar imaginile astea sunt făcute să-i sperie pe cei care se tem că ar putea să fie mobilizați. În lumea concretă reală, nu toți vrem să mergem la război. Nimeni nu vrea să meargă de bunăvoie. Când țara ți este atacată și ești la vârsta de înrolare, s-ar putea să nu prea ai de ales. Și asta este o slăbiciune evidentă a fiecăruia dintre noi. Nu știu ce am face noi români într-o situație de genul ăsta. Și asta este încă o pedală pe care propaganda o poate apăsa fără probleme, pentru că există acest sâmbură de adevăr. Nimeni nu vrea să meargă de bunăvoie la război. Ce avem noi aici? Putin Team! Stai că eu știu să citesc chirilice. Sdelano Vrasi, asta e luat de pe Alina Channel, cu steagul Rusiei, are un tort aici, Happy Birthday. Happy Birthday de două ori. Deci ăștia urăsc America, dar sunt trei chestii în engleză pe chestia asta. Ai Putin Team, după care Happy Birthday de două ori, inclusiv pe tortul cu steagul Rusiei, i-a scris în engleză. Pardon, în americană. Happy birthday. Ia, uite. Frumusețe, ia uite. Dnem rojdenia gospodin prezident Putin. Ați prins, da, gospodin prezident? Gospodin înseamnă domnul. Președinte Putin, după care de subscrie în engleză Happy birthday mr prezident v Putin, după care mai scrie și în italiană. Tot poporul, toată planeta s-a strâns în acest mesaj aici. Avem buon compleanno. Clipul ăsta a circulat garantez și prin Italia. Ok, un adevărat președinte. Ce frumoasă e Belorusia. Deci, astea sunt niște cadre mult mai vechi, de pe vremea când Lukashenko încă mai putea să dea la coasă. De ce e important pentru moldoveni să vadă că un adevărat președinte, ce frumoasă e Belorusia, știe să dea la coasă? Valorile tradiționale. Pentru oamenii de la țară, pentru oamenii simpli, ca cineva care să știe să tragă la coasă, să cosească, este ceva foarte valoros. În realitate însă, eu am fost în weekend la Chișinău la o expoziție de agricultură cu cineva din energie, cu cei de la Darkom Energy de acolo și am rămas foarte plăcut surprins de nivelul de industrializare și de automatizare din industria agricolă de acolo. Agricultura moldovenească se face în momentul ăsta cu utilaje automate de cules struguri, era acolo, de strâns alunele de pădure de pe jos, era aia care dădea așa și strângea, și drone, frate. Mai avea o chestie de atras dăunătorii cu feromoni și cu camere cu inteligență artificială. Să dai la coasă nu este semn de prosperitate. Să dai la coasă e semn de sărăchie. Hai să o lămurim pe asta. Tata dă foarte fain la coasă, însă când a obosit, i-am dat o mașină de tuns. Ce crezi? Care dintre cele două variante dă treaba mai repede, gata? Tata are și el o vârstă. Încă mai poate să mai tragă de coasă. Sunt mândru de el. Mă vedeți pe mine cu coasa? M-ați respecta mai mult dacă m-ați vedea la coasă în fiecare zi? Cu siguranță 2-3 bătrâni de la țară s-ar putea să-mi dea like. Așa. Stai puțin. Ia moral la mulți ani lui Putin. Ne-am bucurat că Lukashenko știa la un moment dat să dea la coasă. Adică poate, habar n-am. Dar Victor Orban în Parlamentul European. Nici măcar n-am apucat să citesc textul, la mine toate vin pe fresh. Bala mi le-a pregătit, nu mă uit la ele înainte, dar mie mi-e clar că îl vor folosi și pe Orban în toată povestea asta, pentru că Orban este perceput ca un aliat al celor care se uită către Rusia, care sunt mai independenți, mai naționaliști, mai aproape de spiritul poporului, care sunt solidari, care sunt înțelepți. Ce le scapă celor mai mulți este că Orban este cel mai longeviv dictator constituțional. Are mai mult de 20 de ani la putere omul. Și oricine a încercat să facă business în Ungaria, am vorbit cu oameni care au făcut business acolo, mi-au spus totul trece pe la el sau ai lui. Exemplu numărul 11. După cum vedeți, după hărțile europene, românilor erați
un sătuc numit București, hoților ați, cratimă-ți, furat tot. Moldova a fost mereu și va fi mereu o Moldova independentă, ciocul mic unionistelor. Asistă o hartă mai veche, obsesia asta pentru hărți am văzut-o, spre exemplu, și în Ungaria, și este o hartă din perioada Imperiului Otoman. Ce le scapă lor este că în perioada aia, dacă te uiți cu atenție pe harta asta, ai văzut Muscovii? Rusia era Muscovii. Muscovii era ce era în jurul Moscovei. Adică cu toții trăim cumva în mintea noastră în trecut. Europa la 1460, da, era foarte diferită. Avea inclusiv Imperiul Holy Roman Empire, Imperiul Roman. Și Ungaria era mai mare. Deci, există o statistică care spune că dacă toate țările care au avut vreodată imperii și au recuperat toate teritoriile, n-ar mai trebui încă două planete. Trăiască Moldova și Ungaria, mă găsiți în Cluj, să muriți de ciudă unioniști și românași, casa mea. Și pe casa lui și-a pus un steag comunist. Băi, am trecut prin Cluj. Eu le cam știu felul. Unul ca țifui dacă află că este un steag de genul ăsta pe o casă de acolo, nu trebuie să ajungă poliția. Nu e nevoie să se sesizeze autoritățile, se sesizează clujenii. Deci chestiile astea sunt efectiv băți băga prin gard. Și încă o dată, vedeți că a generat o emoție puternică? Și acum, hai să sintetizăm un pic cam care sunt ideile importante. Ce am văzut aici? O serie de narațiuni. Teoria principală care se folosește în toate narațiunile astea este că Occidentul corupe valorile tradiționale. Whatever that is. Da? Orice părere avem despre valorile tradiționale, chestia asta apelează la ceva din mintea noastră, că ne aducem aminte de vremurile bune din trecut, pentru că creierul nostru își aduce aminte de vremurile bune, pentru că altfel am murit de depresie. Am mai vorbit cu proful Borțun despre ce înseamnă valorile tradiționale și ce înseamnă să fii de la țară. Ar trebui să fie peiorativ să fii de la țară, ar trebui să fii cu mintea de la oraș, ar trebui să evoluezi, pentru că la țară, da, sunt bunicii noștri, este țara noastră, e natura, este frumoasă, dar este foarte multă sărăcie, promiscuitate, obiceiuri proaste, corupție, sunt o grămadă de chestii rele acolo. Faptul că tu ți aduci aminte de vremurile bune, nu înseamnă că au dispărut toate problemele din locul ăla. Occidentul, da, schimbă niște valori tradiționale, dar nu trebuie să le îmbrățișezi pe toate. Diferența între Occident și aceste valori tradiționale este că Occidentul nu ți le bagă pe gât. Da, le vezi, poate unele dintre ele te agasează, sunt prezente într-adevăr în societate, dar asta este diversitatea. Ție ți sar în ochi alea care te deranjează, pentru că aici îți permiți să le comentezi. Dar în alte locuri, valorile tradiționale, alea sunt singurele despre care poți să vorbești, pentru că alea care te deranjează te pot băga foarte repede la închisoare. În fiecare zi, oricine are o opinie separată, va dispărea foarte repede și atunci nu mai rămân decât valorile tradiționale și iubirea de țară. Asta se întâmplă la Est. Așadar, faptul că Occidentul corupe, da, chestia asta într-adevăr corupe, dar poate să corupă și în sens negativ și în sens pozitiv. Nu trebuie să ai tu o atracție către o persoană de același sex sau către obiceiuri de genul ăsta BDSM, că sunt o fel de clipuri care circulă cu libertatea sexuală exagerată din Occident, nu te obligă nimeni. Neutralitatea Moldovei și frica de NATO? Rusia încearcă să sperie publicul moldovean cu ideea că apropierea de Occident, mai ales aderarea la NATO, o să îi împingă într-un război de care n-au neapărat nevoie. E aceeași teorie pe care au încercat să o împingă și în Ucraina înainte, apropo, încercând să convingă toate țările de pe graniță că e mai bine să aleagă neutralitatea decât să intre într-o alianță cu NATO, pentru că NATO este, nu doar că este cumva în opoziție cu ei, ci este un inamic agresor. Practic, Federația Rusă vorbește peste tot și inclusiv și alte organe de propagandă, vorbesc despre faptul că NATO este într-o expansiune și încearcă să ocupe Rusia. După atâtea zeci de ani de când există NATO, au murit fondatorii inițiali, s-au schimbat generațiile acolo și NATO tot nu a intrat încă în Rusia. NATO a apărut ca un răspuns la Rusia și cu toate astea nu a intrat încă în Rusia. NATO nu a fost niciodată, nu face altceva decât este o alianță defensivă. Chestia asta au explicat-o suficient de mulți oameni mai deștepți decât mine. Acum, până la proba contrarie, NATO încă nu a intrat în Rusia, dar Rusia a intrat în alte țări. Și acum, Rusia le tot spune țărilor de pe graniță că e mai bine să aleagă neutralitate. La fel le-a spus georgienilor, 20% din teritoriul lor acum este sub ocupație. Le-a spus ucrainenilor că mai bine să rămână neutri. Le-au garantat granițele dacă rămân neutri. Ei au rămas neutri, le-au luat și nuclearele și au și invadat. Și la fel s-a mai întâmplat și în multe alte locuri din lumea asta. Și atunci, chestia asta cu neutralitatea și a trebuit să fie frică de NATO, pentru că dacă te duce în NATO o să fii implicat într-un război de care n-ai nevoie, este încă o narațiune falsă, că de aceea zice narațiune falsă,
și o tehnică de propagandă. Tot la capitolul ăla cu Occidentul care corupe valorile tradiționale, a treia narațiune importantă este demonizarea UE și a reformelor europene. Se susține în mod frecvent că aderarea la UE ar aduce sărăcie și pierderea suveranității Moldovei. Deci gândiți-vă că oamenii din Moldova sunt atât de săraci încât le frică să devină și mai săraci. E destul de greu să devii mai sărac. Dar ce am observat eu acolo este că chiar și fără să fie în Uniunea Europeană, tocmai datorită moldovenilor plecați în UE, cu mulți dintre ei cu pașapoarte românești, nivelul de trai se ridică. Începe să fie un pic mai bine, mașinile sunt un pic mai noi de la un an la altul. Dar eu am fost acolo anul trecut, anul ăsta, deja văd îmbunătățirile. Se vede că oamenii ăia au motivație, au mai mult curaj, apar afaceri, se mai repară câte un drum. Multe drumuri sunt încă praf, dar devine din ce în ce mai bine. Și asta pentru că moldovenii se uită mai degrabă către vest. Multe din firmele lor exportă aici, mi-au spus-o ei. Chiar și înainte de a se vorbi atât de mult despre Uniunea Europeană, când trebuia să lucreze cu firme dinspre Est, dinspre Rusia, erau întotdeauna în incertitudine. Nu știau dacă marfa lor va fi sau nu cumpărată. Pentru că nu era o chestie dictată de piață, de cerere și ofertă. Era dictată pur și simplu de niște interese. Nu e vorba de comunism, e vorba despre niște interese a unor oligarhi care pot să facă, uite așa, pe tabla de șah. Și asta se vede în eficiență, în randament, în prosperitate, care se pierde. Narațiunea numărul 4 este manipularea istorică și identitară, iar Rusia folosește narațiuni care exploatează diferențele etnice și identitare. Le-ați văzut și voi deja. În momentul în care vrei să ajungi la sufletul omului, spui cât de valoros și de important este el. Dar hai să vă zic o chestie și s-ar putea să fie un pic controversată. Eu mă bucur că sunt român și sunt multe chestii faine în legătură cu România, dar după ce ies din România, aproape pe nimeni nu interesează dacă eu sunt sau nu român. Românii când ies din țară nu interesează pe nimeni de unde vin, interesează ce știu să fac. În realitate, naționalitatea ta este valoroasă pentru tine și, să zicem așa, pentru momentele astea mai festive. În sufletul tău, în familia ta, în zilele de sărbătoare, în viața ta activă, productivă, naționalitatea poate fi de multe ori un bolovan pe care îl car după tine. O știm cu toții, am pățit-o prea multă vreme. Abia în ultimii ani simțim mai puțină temere, mai puțină jenă, mai puțină frică de noi românii. Au început și străinii să învețe că există diferite feluri de români. Sunt români inteligenți, români educați, români muncitori și există și români hoți. Dar, indiferent de care ai fi, în momentul în care are nevoie de tine la muncă, nu-l interesează din ce țară vii. Chiar nu-l interesează. În Occident, asta este partea cea mai folositoare. Nu interesează pe nimeni din ce țară vii, ce valori tradiționale ai sau cu cine votezi. Nu contează. Contează ce știi să faci, cât de productiv poți să fii, cât de mult poți să ajuți societatea cu chestiile astea. Deepfake-uri și dezinformare tehnologică. Acum deepfake-urile sunt un pic mai scumpicele, că folosesc inteligența artificială, trebuie să cam știi ce faci acolo. Se folosesc și alea, dar aceasta e o metodă care devine din ce în ce mai des folosită de Kremlin, manipularea media cu acest conținut falsificat despre care v-am mai spus, chipfake, ce v-am arătat astăzi, este chipfake. O să punem și în titlu chestia asta, manipularea cu chip fake. Pentru partea de deep fake, cred că va trebui să mai lucrăm. Adică până și aia cu steagul atârnat acolo, este o chestie decupată, nu vezi dacă este sau nu un oraș, nu este o localizare corectă, asta este chip, e ieftin. Și asta nu trebuie să reușească la toată lumea. Genul ăsta de clipuri nu trebuie să reușească la multă lume. Când ai milioane de conturi la dispoziție, dacă ajungi la câte 100, 200, 500 de oameni, deja ai multiplicat foarte mult, poți ajunge la multe milioane de oameni și conform datelor pe care le-au, pe care susțin că le-au, că încă nu le-au arătat cei de la Chișinău, autoritățile de acolo, s-au cheltuit 180, undeva la 180 de milioane de euro pe manipulare în Republica Moldova. Asta înseamnă că s-au cheltuit ceva de genul zeci de euro per capita pentru a împinge genul ăsta de mesaje, cu oameni, cu tehnologie, cu resurse. Cred că trebuie să ne vaccinăm cu toții cât putem, cu informație și cu adevăr, dar cea mai bună formă de a te vaccina este să vezi cum arată boala, că de-aia virusul acela inactivat, ăla devine un vaccin. Dacă vedem cum funcționează manipularea în alte cazuri și o luăm cu exemple, ne poate afecta mai puțin. Da? Sper că v-am putut fi de folos. Cam atât am reușit eu cu timpul și cu resursele pe care noi le avem, dar mai sunt oameni care luptă cu chestiile astea, îi poți urmări și pe ei. Recomandarea mea este să te uiți în cât mai multe locuri. Nu trebuie să ai încredere în nimeni 100%, nici măcar în noi. Dar dacă ți-a plăcut ce ai văzut aici, dă un like. Dacă crezi că poate fi folositor cuiva de la țară, mătușii tale sau poate unui prieten care este în dubii, dă-i un share. Poate vine el cu niște contraargumente și mai valoroase în conversația asta. Pentru că cel mai bun contraargument la manipulare este mai multă informație, mai multă comunicare.
Dacă vrei să vezi următoarele noastre clipuri, abonează-te și dacă vrei să susții munca noastră, încearcă să devii membru plătitor și să ne susții în fiecare lună. Cam atât însă pentru astăzi, dar până data viitoare, să vă fie numai bine!